Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 20 martie 2021. Dezvoltarea spirituală. Aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri. Evrei, capitolul 5, versetul 12. Adresându-se unora dintre primii creștini, autorul epistolei către evrei scria astfel. Citesc din capitolul 5, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Am încheiat citatul. În acest pasaj este vorba despre stoparea dezvoltării spirituale. Și acest lucru se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Printre primele dovezi că un copil este sănătos și crește, este faptul că nu mai trebuie hrănit cu biberonul. Nu mai trebuie să-i mărunțești mâncarea ori să-i introduci în gură. Se poate să prefere ciocolata și nu morcovii, dar noi credem că este tot mai aproape de momentul în care va înțelege de ce are nevoie de morcovi. Dacă singurul moment în care te hrănești spiritual este duminica dimineața la biserică, de ce mai ești surprins că nu ai credința că Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni? Că îți dă putere să învingi ispita sau că te călăuzește în viață? Cât crezi că ai rezista dacă ai mânca o singură dată pe săptămână? Iov a spus, în cartea sa, la capitolul 23, versetul 12, n-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Am încheiat citatul. Iar psalmistul, în psalmul 119, versetul 103, exclamă, ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea. Ieremia a scris, în capitolul 15, versetul 16, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Am încheiat citatele. Să-ți fie clar astăzi, așadar, că pentru a crește spiritual, vezi și Evrei, capitolul 5, versetul 14, ai nevoie de hrana tare a cuvântului lui Dumnezeu.